Bună! Începe un nou vlog, mă, din pat. M-am trezit astăzi, e aproape 10 dimineața, dar m-am trezit astăzi la 5, am meditat, am exportat, am făcut multe chestii pentru YouTube și abia acum am reușit să-mi pun și eu puțin machiaj pe față. Astăzi o să fie un vlog, mă, concentrat asupra lui Johnny. Deci, dacă vă place de Johnny, ăsta e vlogul pentru voi. Dacă nu vă place de el, nu-i vlogul pentru voi. Vreau să scriem scrisoarea pentru Moș Crăciun. Vreau să mergem la poștă și să o lăsăm, scrisoarea pentru Moș Crăciun. Avem programare și avem bilete să mergem la grădina zoologică. Ne jucăm. Astăzi e totul despre Johnny. Dacă îmi vin și pachete, ceea ce cred că ar trebui să-mi vină niște pachete, o să vă arăt și ce mi-am mai cumpărat. Și cam asta e planul pentru astăzi, pentru vlogmasul de astăzi. Să-i dăm drumul cu mult Johnny! It's time to make some noise. Two elves on a tuba, Rudolph on trombone. Santa plays a main guitar. I want to drop it out first the mailbox. Well, first we have to write it. Okay. Trebuie să scriem acolo. Vino aici la masă. Come here. Come here to the table. I'll bring the paper with you. O să scriem la Moș Crăciun. Oh. Scrisoare cu ce vrea Johnny. My name is... What's your name? Three-year-old. No, what's your name? What's your name? Cum te cheamă? Johnny Peterson. Johnny Peterson. My name is Johnny... Peterson. And I am... How old are you? How old are you, Johnny? I'm 3 years old. And I am 3 years old this year. This year I've been mostly naughty or nice? Nice. Okay. The date, it's December 2020, December 7, 2020. This year I'm wishing for, what do you want from Santa? BMW. A BMW. Okay, a BMW. W. What else do you want from Santa? Ce altceva mai vrei? Nothing? Just the BMW? Yeah. Okay, you don't want books, you don't want anything. Just BMW. Okay, and now can you write down here your name? Can you sign here? Take the pen and make a signature? Sure, I do want okay. to. Okay, semnează-te acolo. They look like tiny dots. Okay, well now, let's write the envelope. Să scriem pe, să scriem adresa. We're gonna write the address, okay? Santa Claus North Pole. From Johnny. Peterson. Okay, now you take the stamp and you put it here. Okay, and put it up here. No, up here. It has to be up here. Yay! Okay, now let's get the letter and put it in. Thank you.
Unde mergem? To Miss Faith's house. To drop off? Yeah, to drop off. What do you have there? Some mail. For whom? Santa. Santa. Okay, let's go to the mailbox. Whoa, am plecat să lăsăm scrisoarea la Moș Crăciun. Cutia poștală nu-i departe de noi, așa că mergem pe jos. Say bye-bye! Go to Santa! It's so good, Mommy! Is it? Why does it have so many windows? Well, so people can see outside. But we don't have a car to see outside. We do have a car. That's one step. Mm-hmm. Say bye bye to him. Bye, Anton. Yep. Da, vă spuneam azi că am dat de planurile să fac cu Juni, să mergem să lăsăm scrisoarea, să mergem la grădina zoologică și bineînțeles că am verificat aerul și e rău afară. Zice că nu e sănătos și să nu ieșim afară și așa că nu mergem la grădina zoologică. Am fost și am lăsat scrisoarea, a fost așa de drăguț pentru că el chiar a fost foarte încântat să ajung acolo și ne-am și oprit pe drum ca să se odihnească, că era obosit. Asta e la o stradă de noi, adică nu e nu știu ce. Și după care am lăsat scrisoarea, au vrut să stăm puțin acolo, că e pe o stradă mai principală, să vadă mașinile, au vrut să ne uităm la mașini, după care am văzut pe stradă un camion din ăsta de Amazon de livrări și au vrut să uite la ăla, i-a făcut cu mâna, învăța părțile camionului, că se oprea la de la casă la casă să lase pachetele de la Amazon. Și cam asta am făcut, acum să văd dacă vrea să facă niște lucruri manual cu mine. Pare așa de rău că i-am zis că mergem la grădina zoologică și acum nu putem să mergem. Să vedem cum îl distrez astăzi fără asta. În special că azi viața l-am lăsat să doarmă cât vrea el, pentru că m-am gândit că nu o să doarmă la prânz dacă mergem la grădina zoologică, că era de la 2:30. Și acum nici nu o să doarmă la prânz și nici nu-l duc. Deci trebuie să văd cum îl distrez atâtea ore. Ne vedem mai încolo. Așa arată pachetul și ne spune aici cum să-l facem. Let's see! Excuse you! What's the other shoe? So this is the Christmas tree. Now, cupcake. What's that? It's a trumpet. Can you show me how the trumpet works? I shall do. Oh, duh. This trumpet looks like a trumpet. What's a mask? That looks like fight. Open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just get up out till day. As he's flying past the moon. Oh yeah. Ooh. Amazon livrează alimente de la Whole Foods și să vă arăt ce mi-a cumpărat. Brânză feta vegană, lui John îi place foarte mult, lui nu îi place brânza normală. Tofu organic. Ăștia sunt burgeri care mâncăm noi. Sunt cu ingrediente destul de curate, cu excepția faptului că au puțin de ulei, dar cu vlogmasul, locul de muncă și toate alea nu am timp să cătesc cum aveam înainte la fel de mult. Brânză din asta pentru Johnny. Smântână asta tot pentru Johnny o folosesc cu somonul ăsta și fac niște paste. Pastele lui favorite e somon afumat, care îl gătesc, nu îl dau așa crud, și cu smântână. Singurul suc pe care îl bea Johnny este sucul de pepene roșu și îl beau și eu. Nu îl cumpăr foarte des, dar am zis să avem acum. Anghinare. Asta e foarte bună, anghinarea asta. O pun în paste, zici că e pui. Mai bun decât puiul. Încă o chestie cu tofu organic. Pastele astea îi plac lui Johnny foarte mult. Sunt făcute doar din năut. Au, unde zice? Da. Un singur ingredient și aia e năut. Da, aici. Floare de năut. Și sunt în formă de litere și lui Johnny îi place foarte mult să găsească litere în farfurie. Niște ciuperci mai mari și conservă de fasole. Cam asta a cumpărat și cred că a fost $50 cu tot cu livrare. Livrare gratis, dar trebuie să-i dai un bacșiș la cel care livrează și cred că am dat $5. Da, e ora 4 după amiază și am crezut că o să închei vlogul ăsta pe la 2 după amiază, să vorbesc cu voi și după care gata ca să am timp să-l editez și să nu mai stau noaptea târziu să fac toate chestiile alea. Și m-am lungit. M-am lungit pentru că am început să împachetez cadouri în loc să fac chestii prin casă, să închei vlogul și să fac chestii prin casă. Am început să împachetez cadouri. Sincer, pe lângă luminițe, cel mai mult îmi place în perioada sărbătorilor să împachetez cadouri. Mă liniștesc, nu știu,
unii oameni meditează, dar eu împachetez cadouri și mă liniștește atât de mult. Îmi aduce atât de multă bucurie să împachetez cadouri și să ofer cadouri persoanelor din jurul meu, încât e, nu știu, e... Asta e spiritul sărbătorilor pentru mine, să ofer cadouri și pun atât de mult, mă gândesc atât de mult la cadouri, la ce să cumpăr, ce să le placă și după care să le împachetez, așa, nu știu, am așa o bucurie. Și sunt recunoscătoare că îmi permit să cumpăr cadouri pentru persoanele dragi mie, pentru că, știu, sunt foarte mulți oameni care nu-și permit să facă nici măcar persoanelor foarte apropiate cadouri sau cărora le este foarte greu să facă, să strângă bani și să cumpere cadouri persoanelor dragi. Și sunt recunoscătoare că sunt într-un punct în viața mea în care îmi permit să cumpăr cadouri persoanelor dragi. Mi-aș dori să cumpăr cadouri mai mari și mai frumoase și mai... nu știu dacă neapărat mai scumpe, dar cu o semnificație și mai mare, da. Știu că sunt foarte mulți oameni bogați care... sunt foarte zgârciți și care nu împart din banii lor. Dar sunt alții care le place să facă cadouri. Eu, dacă aș fi foarte bogată, mi-ar place să fac foarte multe cadouri persoanelor iubite. Și persoanelor în general. Îmi zicea John într-o zi de George Clooney, care a făcut cadou $1,000,000 la 8 sau la 11 prieteni. Adică $1,000,000 individual. Cred că la 8 sau 11, nu mai țin minte. La 8, cred că. Deci a cheltuit $8,000,000 doar ca să le facă un cadou prietenilor lui. Mi se pare incredibil. Nu foarte mulți oameni bogați fac asta și jos pălăria pentru el. În fine, am trecut acum la cadouri și la cât de mult îmi place să ofer cadouri și cum aș oferi și mai importante și mai mari. Da, mi-am cumpărat două chestii. Mi-am cumpărat un cadou de Crăciun singură. Eu mie. Sper să-mi placă, dacă nu-mi place să-l returnez. Înainte să trecem la cadou mare, am cumpărat un alt cadou, dar nu de Crăciun. Am văzut acest scrub pentru corp, care cred că e făcut în Australia. De firma e din Australia. Frank Body. Frank Body. Am văzut acest scrub cu cafea. Și am vrut să-mi cumpăr unul mare, ceea ce am și făcut, doar că dacă mai cumpăram și unul mic, venea mai ieftin. Pentru că dacă îl cumpăram doar pe la mare, trebuia să plătesc transportul și transportul era mai scump decât ăsta mic. Și atunci am mai cumpărat și unul mic și am zis că o să mi-l pun în joseată acolo de Moș Crăciun. Iar ăsta mare e de 600 de grame și ăsta mic e de 200 de grame, așa că sper să-mi placă. Am luat scrub acum, te n-ai văzut din alea. Și stai să vedem care sunt... Da, firma e australiană și are cafea, ulei de, cum le zice, migdale și vitamina E. Și zice că e atât bun pentru celulită, pentru exfoliere, pentru o piele catifelată și radiantă. Așa că sunt curioasă să-l încerc. O să încep pe ăsta mare, o să-l încep și zice cum să-l folosești, dezbracă-te, udă-te în duș, masează scrub-ul pe întregul corp, lasă-l pentru 3 minute, după care să te limpezești și folosește-l de 2-3 ori pe săptămână. Da. Sunt foarte interesată să îl folosesc. Am auzit chestii bune, e vegan, cruelty free și făcut în Australia. Așa că abia aștept să-l încerc, sper să-mi placă foarte mult. Da, mi-am cumpărat un cadou. Sper să-mi placă, am auzit atât de multe chestii bune despre ele, despre chestia asta. Sincer, nu știu dacă folosiți, dacă o urmăriți pe Instagram pe Andrea Ali. Ea este un make-up artist care locuiește în Paris și e atât de frumoasă și are un păr atât de frumos, că e atât de frumoasă ea și chiar are niște sfaturi bune. Și cam toate produsele care am cumpărat până acum, care le-a recomandat ea, mi-au plăcut și am să-l cumpăr și pe ăsta și sper să-mi placă. Hai să nu mai lungesc. Este chestia de la Dyson. Ondulatorul de la Dyson, chestia de la Dyson.
Este Airwrap de la Dyson. Dyson a scos acum câțiva ani de zile uscătorul de păr. Bineînțeles că mi l-am cumpărat și eu. Mare greșeală, pentru că acum chestia asta are și uscător de păr. Are uscător de păr, două chestii de bucle și trei perii, dintre care una și rotativă. Vine cu capete multiple. Ce să spun? De seara o să mă spăl pe cap și o să-l încerc mâine dimineață și o să vă spun dacă îmi place. Are 6 capete și sper să-mi placă pentru că a fost scump. Și dacă nu-mi place, îl trimit înapoi. Asta e frumusețea shoppingului în America. Dacă nu-ți place un produs, chiar dacă nu este defect, poți să-l returnezi până în 30 de zile. Așa că o să folosesc acest Dyson. Chiar mă spăl de seară pe cap și mâine dimineața o să-l folosesc ca să văd cum e. Da, știu că vlogul de ziua am început cu o să facem atât de multe chestii cu Johnny și nu am reușit să facem din cauza că aerul e de proastă calitate afară și nu am vrut să-l expun și așa m-am simțit prost că l-am scos afară să trimită scrisoarea lui Moș Crăciun chiar dacă aerul nu era bun. Și ce să zic, s-a bucurat foarte mult că a trimis acea scrisoare, după care am potubit brăduțul ăla și a fost atât de dulce când cânta el acolo chestiile lui... cântecele inventate de el. Îmi place foarte mult. John l-a învățat asta să facă cântec din orice și să inventeze cântece, pentru că are genele de unde, din partea lui John. Și da, îmi place de el, așa că a intrat cumva în spiritul sărbătorilor. El acolo bucuros că poate să împodobească bradul ăla singur și își cânta colindele. A fost foarte drăguț și i-a plăcut foarte mult faptul că a reușit să trimită scrisoarea lui Moș Crăciun. În seara asta trebuie să trimit și eu scrisoarea mea, Moș Crăciun, adică lui John. Îi trimit scrisoarea cu lista cu ce vreau și o să mă surprindă cu ce îmi cumpără de pe lista respectivă și sper să-mi dea și lista cât de curând, că mi-am de cumpărat doar cadouri pentru John, care le vrea, și unul pentru sora lui John. Atâta. În rest am terminat cu cumpăratul cadourilor pentru toată lumea, cu excepția pentru mine. Cred că o să-mi cumpăr și eu singură un cadou și da, vă gândiți, tocmai ți-ai cumpărat un cadou la Lisa, dar mai am unul în gând care cred că aș vrea să mă o să-mi-l cumpăr singură. Că doar tot a fost 2020, un an așa cum a fost. Da, cam asta este pentru vlogmasul de astăzi. Mulțumesc pentru vizualizare și vă mulțumesc pentru toate comentariile foarte frumoase pe care mi le-ați lăsat până acum și că vă răpiți minute bune din ziua voastră ca să mă urmăriți pe mine. Vă mulțumesc și ne vedem mâine. V-am pupat! Ciao!